Carte, arte, spiritualitate. Bun găsit, dragii noștri! Astăzi suntem aici la Radio Rai Întregirea cu un invitat special venit tocmai din București, dar este al nostru, este de aici, de la Alba Iulia. De aici a plecat în lume și a străbătut, aș putea spune chiar lumea, pentru că a studiat la Cluj, a studiat și la Roma, a studiat și la București și astăzi este un cadru didactic universitar cu care noi, albaiulienii, ne mândrim, chiar ne mândrim. Și am să citesc câteva puncte, câteva repere din curriculum vitae al lui Silviu Mihăilă, căci despre dânsul este vorba, pentru că am rămas și eu uimită de bogatul curriculum vitae al unui tânăr, pentru că eu așa te consider încă. Bine ai venit la Radio Reîntregirea, Silviu Mihăilă. Să rămână până ziua dumneavoastră și telespectatorilor noștri și, în ultimul rând, Hristos a înviat. Vă mulțumesc pentru această onoare și bucurie de a fi împreună în această zi. Adevărat că a înviat și îți spuneam și ieri că te cunosc de atâția ani și totuși nu te-am cunoscut decât de curând, citind lucrările tale pe care le-ai dedicat academicienei Zoe Dumitrescu Bușulenga. Căci despre asta este vorba astăzi în emisiune, despre cea mai recentă carte publicată de tine, carte lansată aici la Alba Iulia de curând și carte care deja uimește lumea științifică, lumea criticilor și istoricilor literari. Este vorba de Zoe Dumitrescu Bușulenga sau despre îmblânzirea literaturii, ipostaze ale maestrului Paidei. Dar pentru că eu am rămas uimită de CV-ul tău, aș vrea să-mi permiți, dragă Silviu, parcă mi-e și greu acum să mai spun dragă Silviu, să citesc câteva pasaje din bogatul tău CV. Silviu Mihăilă este critic și istoric literar, poet și eseist. În prezent este lector universitar doctor la Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri în cadrul Facultății de Relații Economice Internaționale de la Academia de Studii Economice din București, unde predă limba română ca limbă străină și limba engleză de afaceri. Este doctor în filologie din anul 2013 cu o teză pe care, iată, astăzi o ținem în mână, tipărită într-un format carte, într-un format volum, o teză bogată, o teză ce aduce în prim plan și viața, nu numai opera distinsei academiciene. Cercetarea doctorală a fost coordonată de un alt important cadru didactic universitar, de domnul profesor universitar dr. Constantin Cubleșan și a primit echivalentul pentru prima dată de excelent, echivalentul distinției summa cum laude pentru prima dată la Universitatea Alba Iuliană. Absolvi masteratul de studii literare românești cu media 10 din cadrul Facultății de Litere a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Atât lucrarea de licență cât și disertația au fost coordonate de profesor universitar dr. Ioana Bot, o altă personalitate importantă a culturii românești, și au fost evaluate cu nota 10. În anul 2020 obține diploma de master în urma absolvirii programului interdisciplinar Comunicare în limba engleză pentru predare și cercetare economică din cadrul Academiei de Studii Economice din București. Începând cu anul 2022, colaborează în calitate de profesor invitat cu Asociația Zi de Bine din București, unde predă limbă română ca limbă străină pentru comunitatea ucraineană. Volume publicate. Trebuie să spun că am fost martoră la lansările tuturor volumelor semnate de Silviu Mihăilă și de fiecare dată am fost profund impresionată de aparatul bibliografic uriaș, de uriașul volum de cunoștințe pe care tu le-ai studiat pentru pentru ca noi să avem în mână aceste volume. Este vorba de volumul de critică și istorie literară Ioana M. Petrescu, citindu-l pe Eminescu, note, arhive, documente, apărut în anul 2016,
Zoe Dumitrescu-Bușulenga în conștiința critică a contemporanilor, apărut în 2016 și o să vorbim și despre acest volum. Și înainte de a avea acest volum în mână, am avut bucuria să prezint lansarea ta de carte a volumului Cumpăna dintre noi, primul tău volum de versuri. Așa este. Un volum de versuri ce a impresionat, nu numai acasă, unde desigur noi suntem puțin mai subiectivi, să zicem că ești de-al nostru și așa te iubim, oricum ar fi, dar a impresionat atât de tare încât Uniunea Scriitorilor din România ți-a acordat pentru acest volum premiul de debut al Uniunii Scriitorilor din România și aș vrea aici un pic, Silviu, să ne oprim. Nu merg mai departe cu CV-ul pentru că sunt zeci, sute de titluri, de conferințe, de lucrări publicate în reviste foarte multe și în țară și în străinătate. Ne-ar lua o întreagă zi să trecem prin toate acestea, multe referințe critice la lucrările tale, dar m-aș opri asupra acestui volum pentru că este cumva unic în preocupările tale până în acest moment, volumul de versuri care a primit acest premiu, deloc de neglijat. Doar două, trei vorbe să spunem despre Cumpăna dintre noi. Vă mulțumesc întâi de toate pentru această prezentare deosebit de generoasă. Cumpăna dintre noi, într-adevăr, marchează debutul meu în calitate de poet, ca autor unic de volum de versuri. Am mai publicat poezii, dar în volume colective sau antologii, ca urmare a participărilor la diverse festivaluri, concursuri de poezie. Un prim volum de versuri, de fapt, a fost lansat când eram elev, un prim volum de versuri ca autor într-un volum colectiv, elev fiind la Colegiul Național Horea Cloșca și Crișan din Alba Iulia, când împreună cu profesorii de română din școala generală pe care am absolvit-o în Alba Iulia, școala generală Mihai Eminescu numărul 7, am ținut legătura și am publicat un volum colectiv de versuri în care mă regăseam și eu, dar Cumpăna dintre noi, într-adevăr, este debutul meu în calitate de poet și poate că nu s-ar fi întâmplat nici în 2020, dacă bunul meu prieten, unul dintre poeții contemporani de rangul întâi, de raftul întâi, Alexandru Jurcan de la Cluj, nu m-ar fi împins, să spun așa de la spate, el este nașul meu între ale poeziei, încurajându-mă de fapt de când ne-am cunoscut, student fiind la Cluj-Napoca, și mi-a deschis numeroase portițe de a publica poezie, poeme în revistele de cultură cele mai importante din Cluj. Steaua, Tribuna, Neuma, Verso la acea vreme și așa mai departe. Și tot el mereu mă îndruma, Silviu, publică și un volum de versuri, este momentul, ai încredere în tine, dă drumul volumului de versuri în lume. Tot lui îi mulțumesc și prefața pe care a scris-o la Cumpăna dintre noi, precum și alegerea titlului. Eu am propus Cumpăna și el a venit de fapt cu Cumpăna dintre noi și îi mulțumesc pentru tot ceea ce a făcut pentru mine din acest punct de vedere. Trebuie să spun că apropierea ta de Zoe Dumitrescu-Bușulenga s-a făcut foarte devreme. Foarte devreme te-ai apropiat de domnia sa. Erai elev de liceu și poate n-ar fi lipsit de importanță să spunem cum s-a produs acest lucru, mai cu seamă că încă de atunci, de la acea vârstă a ta fragedă, doamna academician a acceptat un interviu pe care tu l-ai propus pentru revista Gând Românesc. Mare lucru să, ca o personalitate de un asemenea rang să accepte de la un elev de liceu un interviu. Așa este. Prin întrebarea pe care mi-ați lansat-o, m-ați pus într-o situație foarte onorantă și incomodă, pentru că pot să spun că ați atins unul dintre cele mai delicate, importante, sensibile și importante momente din viața mea de până acum.
această șansă căreia puțini au această șansă în viață. O șansă puțin. Unică așa este, pentru care sunt recunoscător divinității de a o cunoaște pe Zoe Dumitrescu Bușulenca și mai ales de a reuși să-i fiu aproape în ultimii ani din viață. Această imensă ocazie, această imensă bucurie, onoare de a mă poziționa într-o vecinătate a unui om de cultură de asemenea rang, unul dintre cei mai importanți oameni de cultură ai secolului trecut, academician, profesor universitar, doctor Zoe Dumitrescu Bușulenca, Monahia Benedicta, pentru că, așa cum mulți dintre dumneavoastră știți deja, dumnea ei a ales să se călugărească la vârsta de 85 de ani, în 2005, la Mănăstirea Petru Vodă din județul Neamț, luându-și numele de Monahia Benedicta. Pentru mine, a vorbit despre Zoe Dumitrescu Bușulenca este foarte greu. Este greu datorită încărcăturii emoționale, a amprentei și a avântului pe care mi le-a oferit, dar și pentru că acest lucru nu poate fi sintetizat în câteva minute. Ce pot să spun este că Zoe Dumitrescu Bușulenca a reprezentat și reprezintă în continuare pentru mine un model. Un model atât din punct de vedere uman, asumarea, dacă doriți, a unui statut intelectual, a unei cariere profesionale, urmându-i și călcându-i modest, încet, pe urme, și anume aceea de a fi și eu la rândul meu cadru didactic, dar în același timp, prin corespondența cu dumnea ei și cele trei întâlniri de care am beneficiat, am reușit să mă apropii și de Monahia Benedicta și astfel să îmi dezvolt, să parcurg și un urcuș al dezvoltării religioase. O apropiere de latura religioasă a Zoei Dumitrescu Bușulenca și a faptului că, până la urmă, exemplul frumos pe care ea ni-l oferă, cred că este tocmai acesta, orientarea ei înspre omul lăuntric, cultivarea omului lăuntric. Cred că Zoe Dumitrescu Bușulenca ne arată, ne vorbește până la urmă despre lecția smereniei. Un om de o asemenea talie, un om care a ajuns profesional vorbind pe culmile cele mai înalte, a reușit să ne ofere la modul cât se poate de simplu lecția smereniei. Și de ce spun asta? Pentru că renunțând la viața lumească, s-a călugărit, semn poate și pentru noi că poate scopul vieții este altul, dincolo de toată alergătura aceasta de zi cu zi, dincolo de toate funcțiile, avansările, tot ceea ce ne propunem să realizăm profesional, poate până la urmă Zoe Dumitrescu Bușulenca trage un interesant semnal de alarmă, aș spune, cu privire la care este până la urmă cu adevărat scopul vieții noastre. Și iată că ea este un exemplu a faptului că până la urmă în viață cultura se smerește în fața religiei. Așa este. Știi, Silviu, citind scrisorile pe care tu le trebuie să spunem că tu deții un adevărat tezaur, amintiri rămase de la Zoe Dumitrescu Bușulenca, dar răsfoind scrisorile care sunt publicate și în această primă carte dedicată personalității domniei sale, așa cum o văd, cum au văzut-o contemporanii, mi-am dat seama că domnia sa a găsit o serie de similitudini între viețile voastre. Tu ai amintit aici faptul că dânsa ți-a insuflat
credința și apropierea de biserică, de Dumnezeu, dar domnia sa în scrisori a mai găsit o similitudine, aceea a seriozității cu care Silviu Mihăil privește viața și privește studiul, a seriozității cercetării tale de mai târziu din vremea studenției și a mai găsit o similitudine care pe mine m-a făcut să zâmbesc, pentru că realmente este, cum spune și dânsa, o mămoșenie, o dragoste maternă. Faptul că te îndrumă să mergi înspre Cluj și că găsești această asemănare în felul în care ați ales studiile superioare și domnia sa și tu. Deși cunoșteați și alte limbi străine, amândoi v-ați oprit la engleză și la română ca materii de studiu în facultate. Este uimitor cum un tânăr albaiulian, foarte tânăr, găsește un sfetnic în o personalitate uriașă a literaturii române și mai mult decât atât primește sfaturile cu inima deschisă și le urmează, pentru că tu ai primit aceste sfaturi, le-ai urmat și cumva Zoe Dumitrescu Bușulenga a înțeles atunci că tu ești ucenicul, tu ești, așa te și numește în una din scrisori, că tu ești primul dintre copiii ei, profesional vorbind. E grea povara asta de a duce mai departe opera unei asemenea personalități culturale, a unei asemenea personalități din sfera literaturii, pentru că asta ți-a lăsat testament în scrisorile domniei sale, ca tu, care ești primul dintre copiii crescuți de dânsa, profesional vorbind, să-i duci mai departe opera. Desigur că tot ce a spus dumneavoastră mă onorează și mă emoționează totodată. Sunt niște cuvinte poate mult prea mari la adresa mea, chiar dacă, da, ele se regăsesc în scrisori și foarte mult timp aceste scrisori le-am ținut cumva în sertarul sufletului meu și în sertarul de acasă, nu neapărat ascunse, cât poate private, într-o intimitate a căminului meu, pe de-o parte pentru că mă consideram la vremea aceea tânăr, destul de tânăr pentru a vorbi despre ele, pe de altă parte, sincer vorbind, simțeam cumva că aceste scrisori nu doar că mă onorează extrem de mult, dar cumva mă și depășesc. Cumva nu eram încă, nu acceptam, nu puteam să accept această bucurie, onoare sau să cred că această mare doamnă a culturii într-adevăr mi-a acordat timpul de a coresponda și de a mă cunoaște și de a crede în mine. Cred că a fost și o credința mea în faptul de a nu de a dezamăgi, de a nu duce mai departe toată această încredere a dumneaei și cumva și aceste scrisori le-am publicat mult mai târziu pentru că am vrut cumva să continui încă studiile mele, eram tânăr, eram abia la începutul facultății, să continui studiile și astfel să reușesc prin munca pe care eu o depun să mă ridic, dacă pot, la tot ceea ce dumneaei preconiza, paria în aceste scrisori pe mine și cu mine. Aș mai menționa faptul legat de întrebarea dumneavoastră anterioară, concret faptul că eu am cunoscut-o pe Zoe Dumitrescu Bușulenga în anii de liceu, mă aflam în clasa 11-a la Colegiul Național Horea Cloșca și Crișan din Alba Iulia, când dumneaei a fost invitată în postul Paștelui, era primăvara lui 2004, la o conferință. Acele conferințe duhovnicești care se organizau cu o personalitate a lumii religioase și sau culturale, auzind că vine Zoe Dumitrescu Bușulenga, despre care știam din cărți și despre faptul că a scris despre Eminescu,
Categoric a fost o conferință pe care nu o puteam rata. Interesul meu pentru Eminescu deja era vizibil de pe băncile școlii și am fost la această conferință cu foarte, foarte mare entuziasm și interes. Întâmplarea fericită a făcut să fiu de-a dreptul răvășit de această întâlnire cu Zoe Dumitrescu Bușulenga, să fiu absolut atras, vrăjit de cuvintele dumneaei din cadrul conferinței și cred că cel mai mult mi-a plăcut faptul că discursul deja îmbina nu doar latura culturală, dar deja se simțeau și aceste accente, aspecte, corelații, asociații comparatiste cu studii, cu întâmplări din Biblie, din Pateric, din viețile sfinților și tot ce mai citea dumneaei, cu latura religioasă, care era din ce în ce mai vizibilă la dumneaei. Ei, în urma acestei conferințe, fiind atât de încântat și de vrăjit de dumneaei, mi-a venit un gând, probabil acea vreme neașteptat, ușor poate banal, ar fi zis cineva, acela de a îndrăzni să-i scriu o primă scrisoare în care să mă prezint, să-i mulțumesc pentru această conferință deosebită și să-i spun că sunt un elev de liceu de la Colegiul Horea Cloșca și Crișan din Alba Iulia, iar printre altele sunt și în căsuța redacțională a revistei Gând Tineresc și mă gândeam să propun un interviu cu dumneaei pe care să îl publicăm în revista liceului nostru. I-am cerut părerea la acea vreme directorului revistei, care a fost domnul profesor Avram Cristea, un mare dascăl și un om deosebit, cu un suflet mare, Dumnezeu să-l odihnească, care a zâmbit și m-a încurajat cu toată inima deschisă de a scrie această scrisoare, urmând să vedem dacă eu voi primi sau nu răspuns. Mulți din jur, cei mai apropiați prieteni, erau cumva sceptici că eu voi primi sau nu această scrisoare, mai degrabă că nu o voi primi, lucru care a stat în felul următor. La câteva săptămâni am primit răspunsul de la Zoe Dumitrescu Bușulenga, ceea ce ne-a pus de îndată în legătură, pe aceeași lungime de undă, urmând să corespondăm aproximativ 2 ani de zile, până în 2006, când dumneaei pe 5 mai a trecut la Domnul, iar în acești aproximativ 2 ani să avem șansa, dincolo de scrisori, sunt 7 scrisori pe care le dețin, pe care le-am primit de la Zoe Dumitrescu Bușulenga, la care se adaugă un interviu în scris. Răspunsurile mi le-a oferit în scris. Este acel interviu pentru revista Gând Tineresc, interviu care a sosit cu întârziere și pentru care i-aș cerea mereu scuze și iertare în scrisorile pe care mi le-a adresat, deoarece era un interviu cu 10 întrebări, sănătatea dumneaei era tot mai precară, iar întrebările le-am primit în vara când eu deja am susținut examenul de bacalaureat, deci ele nu au mai reușit să ajungă să fie publicate în revista liceului, deoarece eu nu mai eram elev de Elev. liceu. Pentru prima dată ele au apărut în acest volum despre care dumneavoastră ați amintit, o ediție critică filologică apărută în 2016 la editura ASE și care conține și corespondența mea cu Zoe Dumitrescu Bușulenga, mai exact scrisorile primite de la domnia sa de către mine. Iar în acest 2 ani, și cu asta mă opresc aici la această întrebare, deși ar fi multe de spus, în acești 2 ani de corespondență am reușit să ne întâlnim și de 3 ori. Prima dată la Văratec, după întâlnirea de la Alba Iulia din cadrul conferinței pe care a susținut-o în postul Paștelui, în vara când eu terminam clasa 11-a, am făcut o excursie cu profesorul de religie de la liceul unde învățam și la mănăstirile din Moldova și la mănăstirea Văratec am cerut voie 15 minute să o vizitez pe Zoe Dumitrescu Bușulenga pentru a sta de vorbă și a-i oferi revista liceului nostru. 15 minute care s-au transformat într-o oră și nu mai știau cum să dea de mine, că eu nu mai apăream la mașină.
un autocar întreg m-a așteptat, dar au înțeles și m-au iertat. A doua oară mi-am făcut curaj și am vizitat-o la București, deoarece iarna o petrecea în ultimii ani la București, pentru că erau condițiile de a nu-i fi rece, condițiile din apartament, de a se bucura de căldură și de un trai mai ușor la vârsta dumneaei. Iar începând cu primăvara, cum se făcea vremea mai bună, ultimii ani a petrecut în întregime, primăvara, vara și începutul de toamnă, la Mănăstirea Văratec, din județul Neamț. Iar a treia întâlnire cu dumneaei, deci a doua întâlnire la București, pe strada Semicercului, din sectorul 1, foarte aproape de ASE. Atunci încă eram la Alba Iulia, nu știam că viața mă va aduce atât de aproape de fosta locuința dumneaei din București. Iar cea de-a treia întâlnire a fost în anul 2005, primăvara, când a primit titlul de doctor honoris causa la Universitatea Alba Iuliană, un moment cu totul și cu totul special, nu doar pentru noi participanții, dar și pentru dumneaei, când ne-am reîntâlnit din nou, ne-am reîntâlnit la Alba Iulia și am putut să stăm de vorbă și să ne bucurăm împreună. Iar aș menționa și a patra întâlnire, într-un moment de tristețe, aici este o altă poveste, cum am ajuns eu cu mama să călătorim noaptea, să schimbăm 3 trenuri, dar am dorit tare mult să fiu la Mănăstirea Pudna și să o conduc pe ultimul drum, pe data de 7 mai 2006, acolo unde a fost înmormântată, în cimitirul Mănăstirii Pudna. Acea a fost cea de-a patra întâlnire în care am comunicat doar la nivelul sufletului într-un mod indirect. E greu acum să trec la următoarea întrebare, dar o voi face. Ai amintit de faptul că domnia sa a fost invitată de Universitatea Alba Iuliană și s-a conferit titlul de doctor honoris causa. Și mă întorc în timp și, de fapt, nu mă întorc în timp, merg în timp înainte, pentru că la aceeași universitate tu ai susținut această teză de doctorat pe care o avem acum în volum, despre viața și opera lui Zoe Dumitrescu-Bușulenga. Zoe Dumitrescu-Bușulenga sau despre îmblânzirea literaturii, ipostaze ale maestrului paideic. Iar cu această lucrare ai obținut cel mai înalt calificativ. Așa este, din câte... Și pentru prima dată, am uitat să menționez. Din câte îmi spuneau profesorii mei la acea vreme, în 2013, septembrie 2013, când am susținut public teza de doctorat la Universitatea de acasă, se acordase pentru prima dată lucrării mele calificativul excelent, echivalentul distincției summa cum laude, până la acea vreme, pentru prima dată. Ulterior, probabil s-a mai acordat, ulterior anului 2013, când am susținut eu teza de doctorat. Despre această carte ar fi multe de spus și mie la fel de greu să vorbesc. Aș spune faptul că este teza de doctorat, iar studiul amintit de dumneavoastră, ediția critică filologică publicată în 2016 la ASE, este, aceasta? Da, este, dacă doriți, o continuare, eu așa o socotesc, o continuare a tezei mele de doctorat. Cu toate că este o continuare, eu le-am publicat în sens invers. Mai întâi a apărut ediția critică filologică, la editura ASE în 2016, și teza de doctorat anul acesta la editura Ars Longa din Iași, cu o prefață de doamna profesor universitar dr. Lăcrămioara Petrescu, deci anul acesta în primăvara lui 2024. Știi ce este foarte interesant și mi-a atras atenția la lansarea de carte care a fost la Alba Iulia? Spunea doamna profesor universitar dr. Diana Câmpan, și mi-a atras atenția în mod deosebit acest lucru, că pe cea de-a patra copertă se întâlnește toată comisia ta de doctorat, pentru că semnează aici profesorul Constantin Cupleșan, profesoara Lăcrămioara Petrescu de la Iași,
Diana Câmpan de la Alba Iulia, Cornel Ungureanu de la Timișoara. Am uitat să spun că domnul Cubleșan este Clujul, Universitatea Clujană. Iată, Universitatea Clujană, Universitatea de la Iași, Universitatea de la Alba Iulia și de la Timișoara s-au întâlnit pe cea de-a patra coperta lucrării tale de doctorat. Da, așa este și a fost alegerea mea, să știți. Eu am optat și mi-am dorit tare mult acest lucru. Pe de o parte, pentru că dumnealor au citit această carte, această teză de doctorat la momentul respectiv, știau despre ce este vorba, au citit-o cu atenție și mi s-a părut un gest și corect, dacă doriți, dincolo că pentru mine este o onoare ca aceste patru mari nume, personalități ale vieții culturale românești contemporane, să-mi adreseze aprecieri critice pe coperta a patra, iar doamna profesor universitar dr. Lăcrămioara Petrescu, de la Facultatea de Litere a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, să mă onoreze cu gestul de a semna chiar prefața acestui studiu. Interesant că toți patru au aceeași părere, că este o lucrare excelentă și mai mult decât atât, toți vorbesc despre tânărul critic literar, Silviu Mihăilă, că este o persoană inteligentă, comprehensivă și că aduce în fața noastră o lucrare de excepție. Lucrarea aceasta de doctorat ne aduce în fața portretului Zoe Dumitrescu-Bușulenga, dar și a operei sale. Este foarte scurt timpul emisiunii noastre și poate ne vom întâlni altă dată să disecăm cartea, să o luăm capitol cu capitol. Și poate că cei care ne privesc se întreabă pe cine mai avem noi aici, cel de al treilea personaj din invitat. Emisiunea noastră. Și atunci, așa, în ultimele minute ale emisiunii, hai să spunem de ce este aici acest personaj. E de asemenea un moment sensibil pentru mine, emoționant și onorant totodată. Pot să spun că este pentru prima dată în care îl aduc în fața lumii, în fața publicului, pe Franzi. Pe cine vedeți dumneavoastră aici în față este Franzi, copilul Zoiei Dumitrescu-Bușulenga, așa mi-a fost prezentat. Mulți ani l-am ținut cumva la fel ca pe aceste scrisori, doar pentru mine, considerând că fie nu a sosit momentul de a-l face cunoscut publicului larg, fie este un aspect mult prea intim, personal, pentru a-l oferi întregii lumi și nici nu doream să fie din partea mea cumva o lipsă de modestie, o dovadă a unui narcisism prin care eu mă laud cu un anumit obiect personal a unui om de cultură de asemenea valoare cum a fost Zoe Dumitrescu-Bușulenga. Franții a sosit la mine în 2009. Și a sosit însoțit de o scrisoare în 2009 pe care o să te rog să ne-o citești. Da, la Alba Iulia. A sosit prin poșta română într-o cutie împreună cu o scrisoare. Este un copil pe care eu l-am adoptat, de care trebuie să am grijă. Și mai multe veți înțelege dumneavoastră în minutele următoare, în care eu voi citi această scrisoare cu care Franța a sosit la pachet, scrisă de Maica Frăsinica și sora Pimena de la Mănăstirea Văratex, sunt cele două măicuțe în casa cărora Zoe Dumitrescu-Bușulenga, Monahia Benedicta, a locuit și care au îngrijit-o pe Monahia Benedicta în ultimii ani și care știu întreaga poveste a lui Franții. Domnule Silviu, pe mine mă cheamă Franții. Am 17 ani. Sunt băiatul doamnei academician Zoe Dumitrescu-Bușulenga. Să știți că am absolvit anii de grădiniță de limbă germană, acum am trecut în anul întâi. Să știți că știu foarte bine nemțește. Atât a reușit să mă învețe doamna academician. De acum vă revine dumneavoastră să mă învățați mai departe până la terminarea facultății. Să mai știți, domnule Silviu, că eu dormeam ziua pe pat și noaptea pe fotoliu.
vă rog așa să faceți și dumneavoastră. Din când în când, ocupam scaunul de la birou, luam pixul în mână, ochelarii la ochi și scriam câte o frază, dar tot în nemțește. Și uite așa conversa Franții cu maica, ca să nu uite nemțește. Domnule Silviu, vă trimitem cea mai frumoasă amintire a maicii Benedicta. Mulți ar fi dorit să-l aibă și l-au cerut, dar noi ne-am gândit la dumneavoastră, fiindcă am simțit că sunteți cel mai aproape sufletește de maica și de noi. Maica lua peste tot, nu se despărțea o clipă de el. Vi-l dăruim cu toată dragostea, pentru că știm că este pe mâini bune. Să aveți grijă de el. Să-i faceți odată pe an baie, nu în mașina de spălat, să-i mai schimbați hăinuțele și să-l duceți la facultate să ajungă om mare. Am mătănii la mână, puse de Maica Benedicta și știu să mă rog. Bine v-am găsit! De acum sunteți prietenul meu, semnat Franții. Iată cum în toate felurile Zoe Dumitrescu Bușulenga ți-a creionat cumva drumul în viață și drumul creionat de dânsa s-a întâmplat exact așa cum l-a gândit. A dovedit acest lucru prezentul, faptul că ești acolo unde ești, că ai reușit în viață, că ai reușit profesional și că îi păstrezi vie memoria atât în aceste volume, cât și iată prin copilașul domniei sale, pe care ți l-a lăsat ție într-un fel testamentar și foarte sensibil. Îți mulțumesc, Silviu Mihăilă, pentru prezența aici la Radio Reîntregirea. A fost o adevărată plăcere să te ascultăm și sperăm să ne mai întâlnim și în viitor. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc dumneavoastră, radioului, pentru găzduire, pentru această invitație onorantă și mulțumim și telespectatorilor noștri care și-au rupt din timpul lor pentru a fi alături de noi astăzi. La revedere! La revedere!